Bună dimineața, Florin! Bine v-am găsit! Cu siguranță a venit primăvara, chiar dacă la această oră termometrul arată 4 grade aici la stația Băneasa. Însă mai multe detalii despre cum va fi vremea în zilele următoare ne dă doamna Florinela Georgescu. Bună dimineața și o primăvară minunată să aveți! Bună dimineața, mulțumesc frumos! Cum va fi vremea în zilele următoare? Din ce în ce mai cald și frumos. Chiar și la București mă așteptăm ca spre după amiază norii să plece și să avem o maximă în jurul valorii de 9-10 grade, poate. Iar în țară, temperaturi în creștere, cel mai cald ca și ieri, probabil în vestul țării, în Banat, în Oltenia, 14-15 grade astăzi și de mâine temperaturi din ce în ce mai ridicate pe fondul unei vremi fără precipitații. Temperaturile cele mai ridicate probabil vineri în regiunile sudice, spre 18-19 grade chiar. În schimb, vineri în partea de nord a țării, vremea se va schimba. Suntem într-o perioadă care respectă tradiția, deci cu o vreme capricioasă, schimbătoare. Și de vineri așteptăm ca dinspre regiunile nordice să apară din nou precipitațiile. Vor afecta aceste regiuni și cu o scădere de temperatură. Probabil acolo vom reveni la temperaturile pe care le-am avut ieri alaltăieri, deci plecând de la 3-4 grade în nordul țării. În schimb, cum spuneam, în sud, tot atunci vineri vor fi cele mai ridicate temperaturi. Dar vineri noapte și aici se va schimba vremea. Până la urmă vor fi precipitații în mare parte a țării, adevărat că în general slabe cantitativ. Dar această variație destul de rapidă și a temperaturii și a presiunii atmosferice, care va fi într-o scădere pronunțată, vor duce la apariția intensificărilor de vânt. Vorbeam înainte, este posibil să și ningă? Acele precipitații vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în zonele montane, dar pentru că ele se vor extinde mai ales noaptea, nu este exclus ca trecător câțiva fulgi să mai vedem și prin zonele joase, inclusiv la București, dar nu ceva de speriat și în niciun caz nu ne așteptăm să se depună stradă zăpadă. Va fi un episod de scurtă durată, așa cum toate sunt în aceste zile de început de martie și urmează ca sfârșitul săptămânii, deci weekendul și primele zile ale săptămânii viitoare să aducă din nou o încălzire treptată și lipsă de precipitații, deci un aspect frumos al vremii. Acum spune că acele temperaturi care vor fi în creștere nu vor mai ajunge la 19 grade, dar categoric se vor situa peste normalul a ceea ce ar trebui să înregistrăm la începutul lunii martie. La munte cum va fi în acest weekend? La munte încă stratul de zăpadă se păstrează. Este posibil ca episodul acela scurt cu precipitații de vineri sâmbătă să mai contribuie la creșterea grosimii stratului, dar nu cu mult. În schimb, temperaturile acelea scăzute vor favoriza menținerea ceea ce avem. Și spun eu că nici încălzirea care urmează nu va duce la o topire pronunțată. De regulă, primăvara, stratul de zăpadă scade spectaculos atunci când plouă peste zăpada depusă, nu este cazul. Mulțumim mult de tot pentru aceste informații. Florin, deocamdată atât de la ANM, mă întorc la voi.